19-lea. Secolul al XVIII-lea. Secolul al XVII-lea. Franța primei jumătăți a secolului al XVII-lea. Îndepărtată epocă, în seara aceasta îmi este dat să te evoc. Să te evoc în ce ai avut mai luminos și mai demn de pildă pentru viitorime. Vitejia omului înaintat al timpului, care a înfruntat cu spada și cuvântul forțele înapoiate ale lumii în care trăia. Îndepărtat an 1640. Ești atât de cufundat în adâncul istoriei Franței, încât mi-e greu să mă încumet singur să-ți deslușesc priveliștile și chipurile. Mi-ar trebui o călăuză, cineva care să-ți fi fost cronicar cinstit, care să fi trăit în miezul faptelor. Cine? Abrambos. Așa-i, gravorul Abrambos, neîntrecutul săpător în aramă fără ajutorul corosivei apetari, al acelor gravuri în tai dus, imagini pline de tâlc ale vieții de toate zilele a Franței, a Parisului. Călăuzește-mă, Abrambos. Din frumusețea stampelor tale, cuvântul meu nădăjduiesc să prindă aripi. Priveliștea Luvrului, reședința preferată a monarhului Ludovic al XIII-lea. Priveliștea Palais Cardinalului, reședința primului sfetnic al monarhului, cardinalul duce de Richelieu. Și acum, priveliștea Parisului seniorial, Place Dauphine, Place Royale, locul de întâlnire al lumii seniorilor, nobililor, galanților, pajilor. Și priveliștea Parisului cel de jos, care mocnește în străzile cartierelor, care... Într-adevăr, mulțimea înflăcărată urcă Pont Neuf. Se îndreaptă spre teatrul Hotel de Bourgogne. Cel care în frunte e un tânăr, să tot aibă 20-21 de ani. E subțirel, dar avântat. Penaș cu pene triple și colțuri șase în bască. Mantace-n dos ridică pe spadă tonul roș ca o pompoasă coadă de insolent cocoș. Pe un gulet de paiață își poartă pas cu pas un nas. Un nas fantastic! Ce nas! Ați ghicit! E gânditorul,
poetul burlesc, cadetul viteaz, căruia Edmond Rostand, în seara de 28 decembrie 1898, i-a dat o viață nouă în comedia eroică... Ha! Cyrano de Bergerac! Gratis, amice! Cum așa? Sunt cavaler al casei regale. Dumneata? Eu nu plătesc! Ei, trace! Sunt mușchetar! Dracă! Cărți și zaruri! Șampanie, tu ești? Jucăm? Da, hoțama! La două de-abia se începe! Uite, e gol parterul! Nu, nu ne lipsesc florete! Hai să le încrucișăm! Hala! Câte de drăguțe, hai vino cât încă nu-i lumină. Ai crede că te afli într-un urât local. Dau vin, se bat, opăt, aprelandea. Și joacă. Gurița. Ce scandal în toată sala asta. Și totuși cine ar crede că s-a jucat odată rotlu? Cornei pe aici. Ce joacă azi? Floriza. De cine-i piesa ta? De Baltazar Barou. Ce strașnică bucată. Vedea vom numai actor de fală. Pe Montfleury, pe Jodele și Belrose și la Beaupré, Lepi. Lapte, siropuri poțeni, desmeură, am cidru și portocale. Brută! În carter, marchisii? O, numai pe o minută. Ce? Am venit de vreme ca niște cască-guri fără să tulbur lumea să calci pe bătături? Uf! Chiji, Brisai, doi nenapsiți-mi pare. Ei da, venim cât încă nu vezi o lumânare. Nu mai vorbi, marchize, așa de plictisit. Te mângâie, că uite, s-a prinde, a venit. Oh. În parterul sălii a intrat Linier, cunoscutul frecventator al teatrului, nu atât pentru plăcerea de a gusta frumusețea versurilor spuse pe scenă, cât pentru pasiunea degustării băuturilor de la bufet. Se ține de brațul unui tânăr care se pare că e nou venit la Paris. Amândoi se îndreaptă spre grupul marchizilor de Chiji și de Brisai. Linier îl prezintă pe tânăr. Baron de Neuvillette. De Chiji. De Brisai. Domnii miei, încântat. Destul de bine, însă cam demodat. Debarcă din Turena. Când ai venit, copile? Abia cunosc Parisul de 20 de zile și mâine intru în garda cadetilor. Așa? Văd lume bună. Multă. Uite, domn Ponton. Ispititoarea doamnă de Bois Dauphin, de domnul, de Ghemene, cocheta de Chevigny. Cristian, m-am abătut pe aici să-ți fac un mic serviciu. Nu-ți vine, damă, astăzi. Mă întorc la vechiul biciu. Nu, tu ce râzi în stihuri de curte și popor, stai. Spune-mi, pentru cine mă simt murind de dor? Mă duc! Mai stai! Nu, dragă, mă așteaptă de-a susi la cârciumă. Și aici, de sete, poți muri. Am limonăs, lapte, tămâioasă. He, lasă că stau, fetiță, doar nănițică tămâioasă. Cristian, iertașul cel mare, Ragănău. Dar, domnule, văzutați pe domnul Cyrano? El ține în puf poeții și oamenii de scenă. Ah, nu, prea multe cinste îmi faceți. Da, ce mecen! E drept, servesc pe domnii. Pe credit, e un bun poet el însuși. Are talent? Cu toții îmi spun. Știi, moare după vers. Drept, pentru o odă mică. Da, o prăjitură. Da, o prăjiturică. Dar nu e aici domnul de Cyrano, mă miră. De ce? Montfleury joacă. Da, polobocul șiră în seara asta versuri din rolul lui Fedon.
lui Cyrano ce-i pasă? Nu știți că este zvon că pe actorul acesta a prins o ciudă bună și l-a oprit să apară pe scenă timp de o lună? Ei, și? Monflări joacă! Nu-l va opri. Oh, 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 eu vreau să văd. Dar cine e acesta, Cyrano? Băiat ce știe bine cu spada să te ardă. E nobil? Cât îi trebuie și e cadet în gardă. Ah, Lebret vă poate spune că e amicul său. Lebret! Pe Bergerac îl cauți? Da, oare unde e? Nu-i drept că e o ființă cam extraordinar? E cea mai minunată ființă sublunară. Rimează. Duelează. Savant. Și muzicant. Eteroclită formă de om interesant. Philippe de Champagne, solemnul, niciodată n-a izbutit să deie figura lui ciudată. Manta ce-n dos ridică pe spadă tonul roșu ca o pompoasă coadă de izolen cocoșe. Și mai semeți în toate decât toți artabanii ce-i naște și-i va naște Gasconia în toți anii. Pe un guler de paiață își poartă pas cu pas un nas, un nas fantastic. A, domnilor, ce nas! Îl poartă și străpunge pe cine îl remarcă o spadă, jumătate din foarfeca de parcă. Nu va veni. Va vine, eu pariez un pui. Pui, Ragno! A, domnilor, dar nu-i femeie mai frumoasă? O piersică, ce pare că ar cocheta cu fragi. Și așa răcoritoare că în preașma ei marchize poți căpăta ușor un guturai de suflet. E ea. E dânsă. Mor, cine-i? E Madalena Robin. Pe scurt, Roxana. E fină, prețioasă. Vai. Liberă. Orfana cu Cyrano e vară. Vorbește cu... De Ghiș. Și domnul conte de grațiile ei că m-a prins. Cum însă e soțul unei nepoate din ale lui temutul Richelieu, s-o poate că va învârti șurubul și o va mărita cu un paravan. Viconte Valver, frumoasa ta, pleci? Da, mă duc la domnul Valver. Ia seama, poți fi ucis de dânsul. Stai! S-a uitat la tine. Așa-i. Ei, eu plec. Mi-e sete și-s foarte așteptat la cârciumă. Să înceapă! Să înceapă! Comod e fericit cel care își caută exilul prin locuri solitare, iar când zefirul zboară prin ramuri liniștit... Pe trebnicule, doar pe o lume te-am oprit! Cyrano, dânsul! Regească strâmbătură, ieși de pe scenă îndată! Dar... Te taci din gură? Te stâmpți! Nu te teme! Hai, joacă, mă vlăzi! Departe de orice zgomot e ferit! Poate ai voi, supremă stârpitură, să-ți fac cu belșugare o vașnică răsată de bețe pe spinare? E fericit, cercare! Ești! E fericit! Încep să mă cam super! Marchis, auditor iubit, în ajutorul vină! Hai, joacă! Dacă joacă pe loc, îi crăb! Ajunge! Marchizii toți să tacă! Și liniștiți să se pe bancă, de nu vor să-mi încrâcesc bastonul prin cordeluța lor. Monflări! Monflări, joacă piesa lui baron! Aveți puțină milă de teaca mea! Tăceți! Or spada își pierde acum de bună seamă. Dar... Niciun dar! Afară, Monflări! Cineva reclamă? Floriza! Vrem Floriza! Nici o vorbă mai mult! De la oaltă provoc întreg parterul. Eroilor, vă saltă de vitejie pieptul? Înscriu! Înăitați la rândul fiecare. Veți fi numerotați. Și cine vrea să moară, ridice mâna în sus. Sau poate vii rușire de spada mea cea goală? Niciunul? Nici o mână? Cum? Nimeni nu se scoală. Deci pot urma. Eu teatrul vreau lecuit să știu de acest buboi pe dată, de nu am bisturiu. Bate voi din palme trei lovituri, ca luna eclipsă fă totală la cea de-a treia. Una! Rămâi, rămâne! Ba nu! Cât, domnii mei, că... Două!
Sunt chiar sigur că ar fi mai bine. Trei! A fost o nebunie. Ce scandal! Se știe că Monfleury, un duce, e protejat. Să fie. Dar cine vii, patron? Eu n-am patron. Cum? N-am. Că aveți un om de vază, protector, socoteam. Ți-am spus că n-am niciunul. S-o mai repet vreoare. Eu n-am niciun protector. Dar am o protectoare. Dar... Sergio, sau... Hai spune, de ce te uiți mereu la nasul meu? Eu? Spune, ce are nasul meu? Vă înșelați. Îți pare că suflă ca o pompă? Eu? Sau bălăbănește și moale ca o trompă? Nu, n-am. E încârlic ca pliscul de cucuvea? De fel. Sau poate se distinge pe vârful vreun neger? Dar... De ce atunci cu ochii să-l hulești? Ori poate că, stimate, prea mare îl socotești? Ba, îl găsesc minuscul, mic, mic de tot. Oprește. Asemenea ridicol nu mi se potrivește. Mic nasul meu? O, Doamne, din contră, e colosal! Cârn prost, fârnitură, neghiob microcefal. Să știi că îmi face cinste așa un apendice, căci nasul când e mare e dat ca să indice un om deștept, afabil, viteaz și darnic, bun, curtenitor, în fine cum sunt și cum îți spun că în veci nu va să fie ființa ta strâlcită, om de nimic. Căci fața de glorie lipsită ce-o caut peste guler cu mâna mea acum e tot atât de goală, de orice parfum, de avânt, lirism, mândrie, noblețe, strălucire, pe scurt de nas, întocmai ca fața ce neștire va suferi o palmă de cizmă dinapoi. Ajutor! Receta să fie pentru voi, toți nesărații care veți mai glumi de acum cu centrul feței mele. Iar de va fi ca gluma să vină de la nobili, eu voi obișnui cu fier și nu cu talpă de cizmă ai plăti. Volver, da. A devenit plictisitor. Vezi bine, Deghiș, e un fanfaron. Și cine vrei să-i răspundă? Cine? Să vezi că-i torn eu una de eu plăcea să pot. Hei, hei, ai un nas, un nas mare de tot! Atât ai tot? A, tinere, pare că ești cam scurt. Se poate în chestia aceasta, pe tonuri variate, să spui atâtea lucruri. De pildă, vezi, cu glas mai agresiv. E unul să am așa un nas, mi l-aș tăia pe dată. Cu vorbe amicale. De ce să-și moaie vârful în ceașca dumitale? Mai bine ia-ți o cană să scap de orice risc. Și descriptiv. E stâncă, e promontoriu, pisc. Dar ce spun promontoriu? Peninsula întreagă. Ori curios, ce înseamnă cutia asta, dragă? E drusă pentru unghii sau toc de călimări? Cu grație, la vrăbile faceți cuib în nări? Ori, dragi sunt aceste micuțe zburătoare, că părintește nasul îl faci cățărătoare? Impertinent! Când fumul ți-l pufăie din lulea, ia spune, cu vecinii nu ți-ai găsit belea făcându-i să socoată că s-a prins hogeagul? Prevenitor, ia seama să nu-ți închine steagul, trântind cu greutate tot capul pe pământ. Duios, fă-i umbreluță ca să-l ferești de vânt și razele de soare, culoarea să nu-i strice. Pedant, doar animalul ce Aristofan ne zice că fost a hipocamp elefanto camelos, sub frunte atâta carne a avut pe atâta os. Politicos, cuierul acesta e la mod, pe dânsul pălării ar sta de tot comod. Enfatic, ce vânt poate nas lung și magistral să te gutunărească afară de mistral? Dramatic, marea roșă nu sângere mai vie. Admirator, ce firmă pentru parfumerie. Și liric, e trompeta de scoicea lui Triton? Naiv, pot monumentul să-l vizitez? Cu ton respectuos, permite să vă salut, stimate. Sunteți un om de vază cu așa proprietate. Mitocănește, nei că de ăsta-i nas nu fleac. Ridic eu fi mai frate, bai coșcogea dovleac. Militaresc, dul contra întregii cavalerii. Ori practic, pune liute la loterie. Serii biletele s-ar vinde pe un lot așa de plin. Parodind, în fine, Priam într-un suspin. A, iată nasul care-și pădă stăpânitorul de armonia feții. Roșește trădătorul. Și iată cam ce lucru să spui acum puteai dacă ai fi fost de spirit și literat. Dar n-ai niciun atom de spirit, cea mai de plâns ființă. Iar din literatură ai doar cunoștințe de literele care compun cuvântul prost. Și chiar de mai la urmă în stare ai fi fost ca față cu această distinsă galerie să-mi pot servi întreagă tirada mea hazlie, n-ai fi avut putința să articulez măcar un sfert de jumătate din gluma întâia chiar, căci îmi servesc destule cu verbă împărătească, dar nu permit un altul să mi le mai servească. Valver, lasă, haide. Ce ai, revăzuși? Un necioplit ce n-are nici mănuși.
Nu am mănuși, viconte. Ce nostimă întâmplare. Îmi rămăsese una mai veche, mi se pare. Dar cum neoportună când vă o socoti, în fața nu știu cărui viconte o zvârli. Sec, grosolan, obraznic, ridicol. Iar pe mine mă cheamă Savinian de Cyrano. Zis bine printre cadeți, Hercule de Bergerac. Smintit. Au! Ce vrei? O mișc, mi-a morțit. S-o las neocupată, vedeți ce va să zică. Au, ce-ți mai este oare? Prin spadă mă furnică. Bun! O să-ți dau acum o lecție model. Poet! Da, da, și încă poet în așa fel. Că în timp ce ne vom bate, hop, zângănind din spadă, voi face o baladă de plină. O baladă? Nu știi ce înseamnă asta? Nu! Nu? Stai puțin. Balada unui duel ce-a avut de Bergerac odată cu o pușlamane roadă. Domnule, ce înseamnă? E titlul la baladă. Stai jos! Tăcere, noștri te priviți! Așteaptă ca o trime. Așa, mi l-am găsit. Cu grație îmi zvâl pălăria și las ca să-mi cadă ușor mantaua ce-mi strânge bărbia. Iar spada mi-a scot binișor, mai ager ca un scavator. În tact elegant mă încinge la luptă, pitic luptător. Și ultimul vers voi atinge. De ce nu-ți astâmi peltufie? În inimă spada să zbor, din cop să te ia voi feria. Pe albastru cordon, în picior, auzi zângăritul sonor. În vârful începa distinge sub coaste un mic locușor. Și ultimul vers voi atinge. O rimă mai trebuie în ia, te clatini, ești palid, cu zor mă fac să o găsesc. Mișelia, fac apă, sunt fulgerător, te ieși un ridic și un cobor, iar fierul pe-al tău respinge, atacul mereu se dobor și în ultimul vers voi atinge. Omagiu, prinț, domnului cel ajutor, fandez, trec cu poartă să-l învinge. Ora! Dar ți-am spus, puișor, că în ultimul vers voi atinge. Vrei să vorbim, Cyrano? Așteaptă-le, bre, până sala se golește. Pot sta, Belroz? Mă rog! Mulțimea pe Montfloril gonește. Sic transit. Bre, ai vrut să-mi spui ceva? Vorbește, spuneai? Când fumurații cu aer marțial îți vor strica și capul și sufletul într-un hal, te-ar fi să-ți iei și oameni mai cu bun simț drept normă. Ai fi convins că zarva de azi a fost enormă. Dar care ți-e motivul adevărat de ură pe Montfloril? Silenul, această umflătură de nici nu-și poate ajunge cu degetul un buric. Pentru femeie se crede periculos. Peltic, așa cum e când joacă, spre ele veșnic cască priviri de crap, cu ochii cei bulbucați de broască. Și-l urăsc din seara în care a îndrăznit privirea să-și arunce spre cea. Oh, am simțit că văd atunci un vierme alunecând pe o floare. Ce? Cum? E cu putință? Eu să iubesc? Cum oare? Ei da, iubesc. Mă iartă, aș vrea și eu să știu. Pe cine? Te gândește. Nu pot visa să fiu iubit nici de urâtă. Mi-o interzice nasul care cu un sfert de oră îmi precedează pasul. Iubesc cu toate acestea. Printr-un ciudat mister, iubesc cea mai frumoasă femeie de sub cer. Cea mai frumoasă? Sigur, o nimfă. Cea mai fină, cea mai strălucitoare, mai blondă, mai senină. Ei, drace, dar spui pe față de unde-ți vine rana. E vara ta, Madeleine Robin. E ea, Roxana. Dar e ușor. Ți-e dragă, poți să-i o spui curat. În fața ei fuși astăzi de toți glorificat. Ci uită-te la mine și spune, ce speranță ar mai putea să-mi lase așa protuberanță? Vezi tu, nu-mi fac iluzii. Înduioșat copil, când cerul e albastru în fragedul april, mă bat în vreo grădină și în parfumata sară, cu bietul meu nas mare sorbind din primăvară, sub raze argintate, cu ochii urmăresc vreun tânăr cu o femeie. Atunci mă gândesc că mi-ar fi dat și mie, în crâng când bate luna, să trec încet prin noapte la brațul meu cu una,
mă prind și uit o clipă. Dar ochii când deschid, îmi văd deodată umbra profilului pe zid. Amicul meu. Amice, am clipe îndurerate când mă simțesc prea singur și atât de slut. Plângi, frate? Nu, asta niciodată. E prea urât să las vreo lacrimă să curgă de-a lungul acestui nas. Nu te întrista. Amorul e ca norocul. Da. Și chiar Roxana, din locul ridicată, mișcată, tot duielul l-a urmărit. Mișcată. Și inima și gândul surprinse i-au rămas. Încearcă de-i vorbește, ce vrei? Să-mi râdă în nas, dar e unicul lucru de care frică mi-este. Vă caută... Bătrâna de dacă? Cu ce veste? Viteazul Văr i-a roagă să-i facă cunoscut unde în secret să fie văzut. Văzut? Văzut! Ar vrea să vă vorbească de multe lucruri. Multe? Doamne! Dimineața va merge să asculte... Să asculte? Liturghia de la Senroc. Oh, și? În ce loc la ieșire vi s-ar putea vorbi? Ah, Doamne! Unde însă... Grăbiți-vă! Vestește la Ragnu Obirtașul să vină. Locuiește? În strada, Doamne, Doamne, Saint-Honoré. Va fi la 7 mâine acolo. Veniți? Da, voi veni. Ia, o întâlnire. Fața deloc nu-ți mai e tristă. Fie ce-o fie, dar știe că vărul ei există. Pe viitor, fii dragă, mai calm. Pe viitor? O, nu, voi fi frenetic, voi fi fulgerător. A spulberat o falnică armată. Am 10 inimi, brațe, am 20 deodată. Chiji! Sirano! Ți l-am adus. E turtă. Amie. Ce ți este? Vorbă scurtă. Te caută. Acasă să intru n-aș putea. De ce? Biletul scrie 100 contra mea. Din cauza un cântec făcui. Pericol mare. La nen la poartă trebuie să trip pe acolo. Oare dacă aș dormi la tine mai bine nu mi-ar fi? 100 spui? Prea bine. La tine vei dormi. La mine. Vedeam. Și oricât de mare pericol ar fi, în ajutor niciunul din voi nu-mi va veni. Ne-am înțeles? Niciunul, oricare mi-ar fi soarta, în ajutor nu vine. Portar, deschide poarta. Parisul doarme, sombru și quasi nebulos. Pe case bate luna și se revarsă în jos. Se pregătește un cadru superb acelei scene. Prin neguri văd oglinda tremurătoarei sene ca o misterioasă și magică perdea. Și veți vedea îndată cu toți ce veți vedea! La poarta lor! Mai iubă! Primele licăriri ale aurorii. În colțul străzilor Saint-Honoré și Larbresec, prăvălia lui Ragnou, birtaș, cofetar și poet, atunci când are răgaz. Întors de la spectacolul de pomine de la Hotel de Bourgogne, se pare că în liniștea nopții, Ragnou n-a așteptat prea mult și muza a coborât printre cozonaci, budinci, pateuri și șunci, îmboldindu-i pana. Numai că, odată cu primele licăriri ale aurorii... Nunga, pixel la favor! Bucătarii și ajutoarele lor trec pe dinaintea lui Ragnou și anunță bunătățile pregătite. Biata muză s-a speriat și poetul s-a văzut nevoit să schimbe unealta scrisului cu: te îndepărtează, muză, ca ochiul lucitor, să nu ți se înroșească la focul din cuptor. Am pentru dumneavoastră ceva care inspiră, ilustre maestre. Coaptă fără cusur. Oh, o liră bună. Bea-n sănătatea lui Ragnou. Nevasta, hai, circulă și ascunde. Dar ce mai fi și asta? Ceva frumos. Ridicol. Pungi. Mulțumesc.
O, zei, cărți scumpe scrise în versuri de toți amicii mei, distruse, prefăcute în pungi pentru fondante, învii din altă lume pe Orfeu și pe Bacante. Profit cu drept de ceea ce-ți lasă deseori ca singură monedă acei măzgălitori. Ah, Cyrano! Câte ceasuri? Sunt 6. Până la 7. Văzut am lupta. Bravo! Ce luptă? La hotel, grozav. Ah, da, duelul. În versuri? Ce duel? Câte ceasuri? 6 și 8 minute. Am o întâlnire aici, n-aș vrea să stați. De va veni, vreau singur să fim lăsați. Nu pot, e ceasul când poeții sosesc. Plămânți de tot. Fac semn și scoți pe o clipă. Ce oră e acum? 6 și un sfert. O pană. De lebădă, ca spuma. Poți pleca. Așa, voi scrie acum scrisoarea de iubire de mii de ori gândită și răzgândită în mine. Așa că e isprăvită. Îți vin toți nespălații. Confrate! Scump, confrate! Șoim al cofetăriei, miresme parfumate. Apollo fripturarul. Orfeu baș bucătar. Te simți așa de bine cu dânsi? Lucru rar. Am o rețetă în versuri. Hai, spune-o! E greșit. Cozonicelul ăsta își poartă boneta cam sucit. Bat albușul până-l scot spumătot, mestec ca să se împreune cu sirop de chitre noi, pun apoi lapte de migdale bune. Am în forme aluat, așezat, frumușel pe laturi numă, iar în mijloc ca pe fus, până sus, torn în picuri, picuri spuma. Am venit. Stragro. Toți în odăiță. Veniți, veniți, se poate citi mai bine vers. Dar le luăm. Intrați, da, intrați. Ascultă, bătrânică, vrei prăjituri cu miere ori cu mac? Când untul nu e rânced în ele, toate îmi plac. Le pun în calde versul de Chaplin. Ce zici, cu atâtea strofe grele, stomacul n-o să-ți frici? Îmi plac la nebunie și grele, n-o să-mi cadă. Fă bine atunci de papă cu prinsul lor pe stradă. Dar... Și te vei întoarce când tot ai consumat. Momentul între toate e binecuvântat. Când scoateți din uitare umila mea ființă, venind să-mi spuneți, spuneți. Vă port recunoștință, căci pe lingușitorul acela îngânfat, ce-n bravul joc de spadă de ieri făcut ați mat, un om de sus și care mă vrea... De ghiș? De formă a vrut să mi-l impună ca mire. Ce platformă! Cu atât mai bine, doamnă, că spada văd că am scos nu pentru un nas oribil, ci pentru un ochi frumos. Și mai voiam... Dar... Pentru a spune aceste toate, ar trebui ca încă să-mi fiți aproape frate, ca și în copilărie, în parc, pe lângă lac. Așa-i. În toată vara veneați la Bergerac. Roxana în rochii scurte era doar Madeleine. Eram frumoasă? Poate. Ce dulce-i cantilena trecutului. La mână veneați însângerat, căci vă urcați prin arbor de tot neastâmpărat. Și atunci, făcând pe mama, spuneam cu o voce dură: diavol mic, ce înseamnă așa zgrietură? Dar asta-i, făcea acum ceva? Ba nu. Ba da, la vârsta voastră încă. Cum v-ați tăiat așa? Să lăsăm deoparte și spuneți-mi mai bine ce nu îndrăzneați să-mi spune. Curajul simt că îmi vine. Mi-l dă parfumul vremii trecute. Și îndrăznesc. Da, îndrăznesc. Și... Iată, pe cineva iubesc. Lăsați-mi mâna, parcă de frigul e cuprinsă. Văzui mărturisirea pe buza lui aprinsă. Întâmplarea vere făcută ca în prezent sub arme să servească la voi în regiment. Sigur, e cadetul aceleași companii.
spirit văd și geniu în ochii lui cei strani. E viteaz și tânăr, nobil, cu avânt, frumos. Frumos? Ce aveți? Nimic, e buba de ating, e dureros. Cum se numește dânsul? Baron de Nevilet. Cum ziceți? Nevilet. Atunci nu-i cadet. De azi, la capitanul Casteljaloux. Da. Și... și ca să-mi spuneți asta, chemat-o Mațaci, nu simt destul de bine utilitatea, doamnă. Cât tremur pentru dânsul aceste toate înseamnă. Căci mi s-a spus că în toată compania sunteți numai gascon cu toții și că sunteți emeți. Da, provocăm pe cine ar fi admis să fie printre gasconi când dânsul n-ar fi gascon, se știe. Mi-i sufletul de grijă aceasta chinui. Nu fără de dreptate. Și atunci m-am gândit. Da, m-am gândit. Eroul temut de orice gascon. Prea bine. O să-l apăr pe micul vă baron, da, da. Prieten fiți. Amic adevărat. Duelul n-o să aibă cu nimeni. Am jurat. Oh, vă iubesc din suflet. Plec foarte mulțumită. Oh, nu mi-ați spus nimica de lupta cea vestită din noaptea asta. Lucru fu groaznic, nu-i așa? Spuneți-i să-mi scrii. Cât vă iubesc. Da, da. Adio. Sunt grăbită, nu pot acum să ascult. Dar ce curaj. Oh, Doamne. De atunci făcui mai mult. Putem intra? Da. Asta e Jalu. Foarte frumos. Eroul nostru știm tot. O bună parte dintre cadeți te așteaptă la cârciuma de jos. Dar... vino. Nu. Eroul e azi morocanos. Ce ești căutat? Mulțimea e în delir afară. Ea a venit condusă de cei ce te admirară la Nel. Că sunt aici, l-ai spus. Dar n-ai greșit. Vă salute, lume imensă a venit. Domnul de Ghiș mai vine, te caută pe tine. Salut din partea mareșalului pe omul atât de cunoscut a cărui vitejie la Nel și-a dat măsura. Bravo! Mareșalul pricepe ce-i bravo. N-ar fi putut să creadă un fapt așa de rar de nu-l vedeau și domnii. Cu ochii noștri chiar. Ei, Silano, ascultă! Dați ordin, capitane. Companie întreagă de față. Aș dori să fie prezentată și contelui. Va fi. Cadeții gasconi, mușchetari de Casteljaloux comandați. Ei mint și se bat ca ștregari. Cadeții gasconi, mușchetari, au fumuri de nobili tâlhari și toți se pretind blazonați. Cadeții gasconi, mușchetari de Casteljaloux comandați, au multe porecle hoinari, de glorii sunt toți îmbătați. În luptă sunt arcastejari, au multe porecle hoinari. Cadeții gasconi, mușchetari! Orice poet e astăzi un lux și am dorința să fiți al meu. De nimeni nu vreau să-mi leg ființă. Sunteți nespus de mândru, cum văd. Ați observat? Pe chinul azi dimineață, noi am găsit vânat cu pene strălucite. L-au presurat pe stradă fugare de-astă noapte. E o bogată pradă! Ce pălării! Desigur, răsuflă foarte greu cel ce a trimis bandiții. Dar cine-o fi? Eu! I-am pus să pedepsească, și nu fără dreptate, pe un bețivan ce face satire nesărate. Să-mi vie purtătorii de scaun. Salut! La revedere! Cu bine! L-ai jicnit? Le bre, într-una mărâi. Convine negreșit că să ucizi într-una norocul care vine e o exagerare. Exagerez. În fin. Pentru principiu însă și pildă pentru a da, găsesc că foarte bine exagerez așa. De ți-ai lăsat trufia de mușchetar în pace? Norocul și izbânda și gloria. Ce face? Să încolăcesc vreun sprijin puternic, vreun tutor, ca iedra obscură pe trunchiul protector să cresc, lingându-i scoarța și așa, purtându-i jugul, în loc să urc prin forță să-mi cațăr vicleșugul? Nu, mulțumesc,
ca alții bogaților plocon să închină mele versuri, ori să mă fac bufon cu josnica nădejde că buze de ministru mi-ar arunca un zâmbet nu prea de tot sinistru, să cer recomandații, cu jalbe să trăiesc. Îți mulțumesc, amice, îți foarte mulțumesc. Eu vreau să-mi las avântul să zboare, să viseze, și ochiul să pătrundă, și glasul să vibreze, să râd, să cânt, și liber să trec, trezind în mers, pe un da sau nu, răsune de spadă ori de vers. Apoi de vrea norocul să fiu triumfător, cezarului nimic ca să nu-i rămân dator. Da, însă nu în contra întregii lumi. Cum oare ai căpătat de o vreme mania îngrozitoare de a-ți face pretutindeni în cale din amici? Văzând cum pretutindeni vă câștigați amici și căror le surâdeți mereu cu o gură plină de zâmbete înrudite cu dosul de găină. Eu vreau să-mi fac salutul cât s-ar putea mai rar, strigând de bucurie mai mult un adversar. Poți face pe amărâtul și mândru cât îi vrea. Mărturisește însă că ai fost respins de ea. Taci! Sinano! Bătaia ne-o povestește! Îndată! Istorisirea luptei va fi o minunată povață dată ăstui școlar fricos. Eu fricos? La noi, domnul Vilet, să știi că se găsește un lucru despre care nimic nu se vorbește. Ca de frânghie în casa oricărui spânzurat. Ce-o fi? Te uită încoace. Acum te-ai luminat? Cum despre nacți? Tăcere! Dacă-ți sfârșești slaba, o și pățești. Cu dânsul urât se încurcă treaba. Te vrei să mori cu zile? Fă cel mai mic adagiu ce poate să amintească fatalul cartilaj. Bun! Sirano! Lupta ne povestești! Ce spune! Mergeam spre dâns și singur cu pasul meu statornic. Pe cer departe luna sclipea ca un ceasornic. Deodată nu știu care ceasornic ar profund, cutia argintată a ceasului rotund, o bălui într-o pânză din nou readunată, și se făcu o noapte grozav de întunecată. Iar dibuind prin beznă, înaintam la pas, căci nu vedeam nimic mai depărtat de nas. Dar cine e omul ăsta? Un om ce ne sosește de astăzi dimineață. De astăzi? Se numește Baron de Neuilly. Bine. Spuneam, prea bine, prea... Cum vă spuneam, măi, draci, nimic nu se vedea. Și mă gândeam în mersul că pentru un tip de glume voi provoca desigur vreun prinț, vreun om de lume să-mi tai... Nasul! Pofta să-mi tai la moment. Da, o să-mi tai pofta de a fi un imprudent ce jvârâ... Brațul? Brațul în foc cu îndrăzneală. Și ca cel puternic, cerându-mi socoteală de toate, o să-mi deie tot peste nas! La cap! Dar îmi spuneam, rezerve de acestea nu se încap. Marș înainte, hai de gasconule, ce dracu! Când cineva din umbră îmi dă... Cu bobrânat! Mă apăr și într-o clipă mă aflu... Nas, nas! Arhanghel! Cu vreo sută de bestii am rămas trăznit în nas? De duhuri, de drojdi și de ceapă. Mă arunc cu fruntea în aer și nasul în vânt. În țeapă trag doi. Atac grămadă și curăț unul. Paf, un altul mă ochește și-l culc în nas în praf. Vestul! Ieșiți cu toții! Îl va topi, îl taie bucăți. O să turbeze, de o să ne înspăimântăm. Va fi o grozăvie. Vin să ne îmbrățișăm. Da, domnule, brav. Însă... Viteaz avea dreptate. Dar cum? Da, mă îmbrățișează și află că-i sunt frate. Cui? Ei. Ce-a spus? Roxanei. Cu dânsa frate, dar... Aproape ca și frate. O, Doamne. Văr primar. Și dânsa v-a spus? Totul. Îi plac. E cu putință. Îmi pare foarte bine că facem cunoștință. Iertați-mă. Vă iubesc și vă admir. Se poate, dar toate acele nasuri... Oh, le retrag pe toate. Roxana, o scrisoare așteaptă. E în zadar. Mă pierd. Căci nu sunt stare să scriu un rând măcar. Eu sunt din rândul celor cu o sândită fire, ce nu știu să vorbească deloc despre iubire. Eu, modelat cu grijă mai mult de-aș fi fost, îmi pare că de asta aș fi vorbit cu rost. Roxana e prețioasă. Cu stângăcia mea voi depărta-o sigur de mine.
De-aș avea, ca să-mi exprim simțirea, un interpret ca tine. O, să am eu darul vorbei. Ți-l împrumut din mine. Tu dă-mi al frumuseții puternic talisman, să alcătuim un singur erou, ca de roman. Cum? Te simțești destoinic în orice zi ai spune cuvintele învățate de mine? Mi-ai propune? Vrei tu să simți cum trece tot sufletul în taină din haina mea de bivol în dantirata-ți haină? Dar, Sirana... Răspunde, vrei tu? Vai, mă îngrozești. De vreme ce se teamă ca pieptul să răcești, vrei tu colaborare de înfierbântate raze din ale tale buze cu ale mele fraze? Privirea ți arde. Spune, vrei tu? Te-ar încânta aceasta mult. Aceasta? Aceasta m-ar distra. E o experiență ce pe poeți tântează. Eu completez pe unul și el mă completează. Vei merge înainte și în umbră îți voi vegea. Eu, spiritul tău, fii voi. Tu, frumusețea mea. Ia, o scrisoare așteaptă de seară. Și mă doare că nu-i pot scrie nimic. Da, ține și o scrisoare. Ce fel? Decât adresa nimica nu-i omis. Eu... Tu trimite-o în pace. E bună de trimis. Să mai schimbăm dintr-însa câte un cuvânt măcar. S-ar potrivi, Roxane? Ca o mănușă. Dar... Amorul propriu are credulități de aceste, încât va fi convinsă că pentru dânsa este... Amice! Putem vorbi de-acum de nasul lui cel gros. Hei, Lizo! Vino încoace să vezi ceva frumos. Da, e un aer ce irită chiar nările mai calme. A ce miroase oare stimabile? A palme! Coboară cu sunete de corzi de teorbe și murmure duioase peste bătrânul cartier mare. E ceasul întâlnirilor. Dincolo de zidurile caselor, inimile freamătă de așteptare. Auzul se ascute. Zâmbetul recunoașterii vocii dragi înflorește pe chipuri. Ferestrele sunt deschise fără zgomot și... Cyrano și Cristian, urmați de doi pași cu teorbele, se îndreaptă spre casa Roxanei. S-au oprit sub balcon și... Ce s-o fi întâmplat? Cyrano a făcut semn celor doi pași să se îndepărteze. Nu! Aștept să vină Roxana. Ce vârteji te-au prins așa deodată? Vreau să scap din mreji. Nu-mi trebuie de acum discursuri de împrumut. Și nici scrisori. Nici rolul acesta prefăcut. Deci voi vorbi eu însumi. Ei, aș... Voi izbuti. Căci mai la urma urmii, așa de prost noi fi. Voi știți să o strâng în brațe, chiar fără școala ta. Nu, Cyrano, e dânsa. Te rog, nu mă lăsa. Salut, vorbește singur. Văzuți ce presimțire? Am scăpat frumosul discurs despre iubire. Pe mâine. Bate noi de așa caldă. Pe mâine. Ați venit. Se îndepărtează pași. Pe asta banchetă să stau. Nu trece nimeni. Ascult. Vorbiți. Nici dragă. Vorbiți-mi de iubire. Nici dragă. Pe mai vagă. Brodați. Brodați. Niște. Bine, brodați. Cât vă iubesc. Fără îndoială.
Însă continuați. Doresc să-mi spui și tu, Roxana, că mă iubești. Dar iată că îmi dați în loc de cremă o supă nesărată. Vă lămuriți mai bine. Cum mă iubiți? Atât. Fiți mai poet. Dă-mi voie să te sărut pe gât. Oh, Cristian. Mi-ești dragă. Iar? Nu mi-ești dragă. Bine. Te ador. Ce fericire. În minte nu mai vine nimic. Sunt prost. Aceasta mi-este displăcut, pe cât mi-ar fi acum de a-ți deveni și slut. Dar... Noapte bună. Verva nu vii deloc ușor. Dar... Mă iubiți, știu asta. O, nu plecați. Știți doar... Noapte Roxana! Roxana! Ce succes! Ajutor, amici! Nu, domnule? Pe dată de nu-i reintru în grație, simt că aș muri. Ciudată pretenție. Cum are? Așa de odată vrei să înveți... Vezi? Fereastră. Coboară glasul, hei! Mă pierd. E noapte neagră și e reparabil. Nu meriți asta însă. Stai acolo, mizerabil. Eu sub balcon, tu în față. Așa, ce vrei să faci? Îți voi sufla din umbră cuvintele. Dar taci! Pagii. Cântat-am o lungă serenadă lui Monfleury. Bun. Mergeți de stați la pândă în stradă. Unul într-un colț și altul în celălalt colț. Ușor cântați o melodie de apare un trecător. O poți striga. Așteaptă să arunc puțin prundiș în geam. Acum. Roxana! E cineva în frunziș? Eu, Cristian. O clipă. Ce vrei? Vorbești prea tare. Vroiam... Plecați, mi-e vorba stângată. Îndurare. Nu vă mai sunt dragă. Când ard mai mult de dor. Când ard mai mult de dor. Mă-nfiniți că dorul mi-e stins. Mai binișor. Crescând îmi sfarmă pieptul amorul meu fanatic. Când sufletul e leagă-n copilului sălbatic. E mai bine. Dar cruzimea aceasta de-i simțiți, de ce amorul vostru din leagă-nul strâviți? Am încercat adesea. Dar tentative nu le. Căci n-au născut-o, Doamnă. E un micuț... Hercule! E și mai bine. Astfel că lesnea și răpus. De ce ești? Orgoliu și îndoială. A spus cu totul bine, însă vii replica tardivă. O suferit de gută, știți, imaginativă. Nu merge așa, mături. Pășovesc mereu cuvintele pe budă. E noapte și e greu, peribuite în umbre, urechea să vă cate. Nu întâmpin cu ale mele așa dificultate. Firește, ale voastre mai bine nimeresc, căci eu de-a dreptul un suflet pe toate le primesc. Ori sufletul mi-e mare și urechea voastră e mică. Coboară iutea voastră și a mele se ridică. Le trebuiește vreme mai lungă la urcat. De câteva momente se urcă minunat. Deprinsă obiceiul gimnasticii aceste. Pară a vorbi din vârful unei înalte creste? O, da. Și orice vorbă mai grea de mi-ați zvârli din înălțimea asta pe suflet, aș muri. Cobor! Nu! Atunci, urcați pe banc, iute! Nu! Pentru ce? Acestor dumnezeiești minute, lăsați-le fiorul suav de a ne putea șopti pe nevăzute. Fără a ne vedea? O, da. E adorabil. Ca printr-un văl misteric, zăriți o mantă neagră pierdută în întuneric. Șorochii văd albă ce flutură între foi. Eu nu sunt decât o umbră și o strălucire voi. Oh, dacă aș ști ce înseamnă acestea pentru mine, de-a voi vreodată vervă. Vorbiți ades prea bine. Cuvântul până astăzi nici când nu mi-l scoteam cu adevărat din suflet. De ce? Căci vă vorbeam tot prin... Prin vârtejul ce simte oricare pătruns de ochii voștri. Pe când acum îmi pare că pentru întâia oară, Roxana, vă vorbesc. E drept. Cu totul altul și glasul vi-l găsesc. Așa-i, cu totul altul. În noaptea protectoare cutez să fiu eu însumi. Cutez. Dar ce spun oare? Nu știu nimic, iertare, mi-e gândul rătăcit. Niciodată încă așa nu mi-ați vorbit. Vă arunc așa de valmă cuvintele în grămadă, fără să fac din ele buchete de paradă. Mă năbuș și-mi pierd mintea. Ești dragă, n-am alt țel. Port numele-ți în suflet ca și într-un clopoțel.
Și cum mereu tot tremur de dragoste am nebună, s-agită clopoțelul și numele tău sună. Da, e iubirea asta. Iubire-i negreșit, da, apriga simțire de care stăpânit, cumplită și geloasă în furie ei tristă, iubire e și totuși deloc nu egoistă. Oh, toată fericirea mi-aș da-o pentru a ta, chiar dacă niciodată nimic tu n-ai afla. S-ascult măcar în taină cu o mulțumire multă cum râde fericirea din jertfa mea născută. Oh, pot muri de acum, căci printre ramuri sus ea tremură de vraja cuvintelor ce-am spus, căci tremurați ca frunza între frunze înfiorată. Da, tremuri, și simțit am de vrei sau nu durată, al mânii tare tremur cu farmecul isfios, pe un ram de iasomie cum se coboară în jos. Da, te iubesc și tremur și a ta sunt pe vecie și plâng și sunt bătată. Atunci, moartea vie, căci în beția asta eu te-am abătut. Atât îmi mai rămâne a cere. Un sărut. Ce? Ah. Îmi cereați? Însă... Ui, preiute, frate. Eu vreau să profit de aceste momente înfierbântate. Așa e, eu cerusem, o, cerule măreț, dar văd destul de bine că am fost prea îndrăzneț. Nu stăruiți în asta mai mult? O stărui, dar fără să stărui. Poate ciudat să vi se pară, e bine, dar sărutul să nu mi-l acordați. De ce să nu-l acordați? Taci, Cristian! Mă ocăram în șapte că am prea luat-o în pripă, spunându-mi însumi, taci, Cristian, o clipă. Obținem sărutare, nu? Signore, mi-ați vorbit de... Sărut, cuvântul e dulce, negreșit. De ce dar gura voastră îl spune să reține? Când el va arde buza, ce-ar fi chiar faptul în sine? De ce-ți vorbim? Sărutul la urmă ce-i? Dorință expusă mai de-aproape, e o făgăduință precisă, jurământul ce vrem al consfinții, e punctul roz ce-l punem pe i din a iubi, secret ce-l spunem gurii cu tainică surdină, e o clipă de vecie cu murmuri de albină, nectar divin ce acuză un gust suav de flori, prin trânsul se respire ai inimii fiori, când sufletul pe buze parfumul și-l însamnă. Sărutul e atât de nobil, doamnă, încât regina Franței, regina chiar, pe un lord cu o sărutare dată la fericit. De acord. Ca Buckingham port mute durerea mea și plânsul, o ginga și regină ador și eu ca dânsul, și întocmai ca și dânsul sunt trist și credincios. Și ești frumos ca dânsul. Uitam că sunt frumos. Veniți, culegeți mielea acestei flori divine. Sus, Cristian! Consumați nectar. Sus! Murmurul de albine. Roxar! Ai, un suflet bizar în țepătură, banchet de amor la care sunt Lazar din scriptură. Sărut, o fărmătură din tine mi-ai zvârlit, căci inima mi în umbră simțesc că te-a primit. De vreme ce Roxana, pe o buză prefăcută, cuvintele rostite de mine le sărută. Ah, vine cineva să dau de veste. Hola! Ce? Cristian, pe aici n-am rămas cumva? Ah, Cyrano! Ce-i bere? Cu bine, verișoară! Comod! E un popă, parcă e o cioară. Aici, aici este Madeleine Robert? Ai spus Rola? Nu, bă, destul de bine v-a spus. B-I-N, bă. Ce este? O scrisoare. E un nobil ce vă scrie, desigur, lucruri sfinte. Duchiș? Prăsnicie. Cu plictiseala asta nu va sfârși. Cristian, da. Te ador. Și dacă... Domnișoară, răsună tobe în cor, îmi pleacă regimentul și
și-a strâns echipamentul. Dar cu toate că îmi pleacă regimentul, mă cred pe front, permiteți să nu vă ascult. Voi sta ascuns în mănăstire și mă voi prezenta curând la o întâlnire. Deci mă așteptați acasă, iertând mai dinainte semețul ce subscrie, etc. Părinte, scrisoarea asta iată ce-mi spune. Ascultați. Distinsă domnișoară, vă rog să vă plecați voinței ce exprimă prin mine cardinalul. Oricât de mult aceasta v-ar zdruncina moralul, trimit să execute porunca la moment un preot prea cucernic, discret, inteligent. Eu. Ce chiar la voi în casă va celebra pe dată căsătoria voastră de unchiul meu fixată. Pe Cristian în taină de soț o să-l luați, vi-l și trimit. Chiar dacă nu-l vreți, vă resemnați. Păstrați încredințarea că în veci vă voi purta respectuoasă stimă. Primiți, etc. Etc. Ce nobil om! V-am spus-o, e plin de vrednicie și numai lucruri sfinte e în stare să vă scrie. Așa e că foarte bine citești scrisori. Frumos. Grozav. Ascultă, Vere. Da. Acel conte Caragios de Ghiș mi-a scris că vine. Opriți-l de intra. Cât va dura? Oficiul. Spre binecuvântat vă trebuie? Aproape un sfert de oră. Abia intrați în casă și sunetul teorbelor vestește o apariție neplăcută. Cyrano se precipită pe bancă, se agață de zid, încalecă balustrada balconului, trage spre el o ramură elastică a unui arbore de care se agață cu amândouă mâinile și stă în așteptare, gata a se lăsa să cadă în fața celui ce va veni. Ușor înfiorea voi această atmosferă. Al naibii, popă! Da unde s-a stins ca o himeră? E aici să intru. Mi-e masca de tot inoportună. Ce? De unde cade acest strigoi? Din lună. Cum? S-a piscut un secol, numai o secundă. Nu știu de când durează căderea mea profundă. La dracu. Fui tot timpul vertiginos nomad și nu-mi putui alege ținutul unde cad. Deci rog-vă pe dată să-mi luminați misterul. În ce pământ sau lună mi-am prăbușit posterul? Nu știu, mă aștept o femeie și... Atunci sunt la Paris. Ce râdeți? Râd că-i noftim. Da, drumul vreau deschis. De să revăd Parisul, căzutam ca o bombă. Scuzați, sosesc în Franța cu cea din urmă trombă. Mi-a mai rămas pe haină din spuma de etern. Ce drum! Mă înțeapă ochii de praf de astre. Sper că mă observați la tinteni pe aspri de planete. Priviți pe guleri firii de coamă de cometă. Destul, voiesc. În fine, acum vă rămuriți. Da, domnule. Desigur că s-a aflat doriți cum e făcută luna. Ori sunt înfăptuite ființe pe rotundul acestei curcubite. Da, voiesc. Indicii de cum am fost urcat în lună. Printr-un mijloc de mine inventat. Am 6 moduri. 6? Și pe care din 6 l-ați ales? Dar 7-lea. Cum oare? Nu mulți problema asta să o descrâcească pot. Devine afurisitul interesant de tot. Ce înseamnă asta? Ghiciți? No. Fluxul mării. Când luna lanță valuri în ceasul înserării, după o baie bună, eu pe nisip m-am pus, pornind întâi cu capul, stimate domn, în sus, căci apa strânsă în plete ușor nu se usucă. M-am ridicat în haos, stând drept ca o nălucă. Urcam într-una, dar am simțit curând o lovitură bruscă, pe când... Pe când? Pe când... Plecat, vă anunț că în clipa asta inerii l-au schimbat. Cum? Cine? Oh, Roxana, Cristian. Ei bine. Oh, fiule, frumoasă pereche ați unit. Da. Vă luați adio de la un soț iubit. Cum? Regimentul pleacă. Ajungeți-l îndată. Pentru a pleca la luptă? Așa-i porunca dat. Oh, Cristian. Roxana. E garda care pleacă. Vere, vi las în mână bună.
Promiteți că în pericol viața n-o să-și pun? Voi încerca, dar totuși de orice moment nu garantez. Promiteți că el va fi prudent? Voi căuta. Credincios să fie de tot. Da, negreșit, dar... Cât mai trebuie să-mi scrie? Aceasta o promit. De o lună de zile, cadeții lui Carbon de Casteljaloux asediază Arasul. La orizont, o geană de lumină pâlpâie prin aburul care se ridică din câmpie. Corturi, arme împrăștiate, tobe. Ici colo, santinele care moție sprijinite în arme. Focuri aprinse și în jurul lor, înfășurați în mantale, cadeții gasconi își mint foamea în somn. Comandanții veghează. Să n-ai la un asediu provizii. E un impas prea complicat asediul acesta din Aras. Împresurăm Arasul pe când ne împresoară un cardinal, infante de Spania, pe afară. Suspeți! Nu facem un pas, un gest. Ce este? Mi-e limba îngălbenită. Ce vremuri indigeste. Cyrano, Cyrano, hai iute, ajutor. Tu care știi cu glume să înveselești ușor, înviorează-i. Ajută-mi, Cyrano. Ce? Vedeavam. Ei, băiete, încotro. Pasul tău, văd bine, se cam trăgânează. Duc astăzi în călcâie ceva ce mă jenează. Ce-o fie? Stomacul. Moftul, și-al meu i-a târnat. Te simți jenat, probabil. Din contră, înălțat. E foame. E foame. Asta e gândul, vii numai la ciolan. Hei, Beltrandu, surlistul! Aproape vechi cioban. Din dublul toc de piere un fluier scoate îndată și suflă. Și le cântă mâncăilor din gloată vechi arii de la țară cu ritmul obsesor, în care orice notă e o surioară în zbor și în care dorm închise chemări de voci iubite. Vechi arii ce se înalță ca fumuri liniștite, plutind pe coperișuri departe în sat la noi. Vechi arii spuse în graiul păstorului de oi. Gasconi, luați aminte, căci degetele strâng nu flautul din lagăr, ci fluierul din crâng. Nu-i șuierat de luptă, ci dornică zăbavă, când baciul înoptează cu tulmele îndumbrave. Luați aminte, este poiană, lan, imaș, cu roșa lui beret e brunul păstoraș. E verdere în serării pe limpedea Dordonă. Gascon, luați aminte, e patria Gascon. Dar plâng. De nostalgie e mai puțin banal, mai nobil decât foamea. Nu-i fizic, ci moral. Îmi place că-și strămută durerea în organe și inima e acum ce doare, capitane. Înduioșându-i astfel, îi pot slăbi ușor. Nu te îngriji. Eroii ce dorm în pieptul lor să le deșteaptă iute. Toboșar! Toba! Îi pierdând cândată, de ajuns să vadă Toba. Amor, negrete, visuri, priveli jazi, vorați! Ești scurla! Vestuna de la mare în bani!
ei, Cristian. Roxana. Vai. Tristul meu adio. Să-l pun într-o scrisoare frumoasă. Cum i-a scris? Cam bănuiam să fie pe astăzi și i-am scris salutul tău din urmă. Arată. Vrei? Decis. Acum? Ce? O pată? Pată? Ah, e o lacrimă. Poetul ades se fascinează însuși. E secretul, pricepi? Biletul ăsta fu emoționant și m-a făcut scriindu-l să plâng ca un amant. Să plângi? De bună seamă, să mori nu e teribil. Să nu mai vezi de-a pururi, aceasta e oribil. Căci eu, noi, tu de acum. Redăm scrisoarea ta. Hola! Cine e acolo? Hola! E o caretă! Trece de front! Se îndreaptă în coa! Roxa! Serviți pe rege, doamnă! Pe cel mai cunoscut monar, Amorul! Doamne! Roxana, pentru ce? Prea ține de mult acest asediu. Da, de ce? Vei ști. Simt bine că n-am să-mi frâng privirei. Oh, încântată, vere! Dar cum? Cum poți ajunge până în aceste sfere? Prin zona spaniolă. Și mai ușor să scap, am poruncit să meargă careta mea la trap. De vreun semeț hidalgo și arăta figura, îi luminam cu un zâmbet cât mai drăguț trăsura. Iar acest domn nu fie în Franța displăcut. Cum sunt galanți ca nimeni pe lume, am trecut. Ei, cu așa surâns nici vorbă, că-ți trece oriunde. Dar o somata des pe drum, le răspunde unde vă duceți, doamnă? Adesea, cred și eu. Le răspundeam atunci, să văd pe amantul meu. Pe dată, spaniolul cel mai sălbatic, poate. Portița la trăsură prindea cu gravitate. Cu un gest pe care un rege l-ar fi râvnit, oprea muschetele îndreptate de-ai săi în contra mea. Și în vânt cu pălăria de pana-i palpita, mă saluta spunându-mi: drum bun, seniorita! Roxana, dar... Amantul, am spus. Scuzați. Vezi bine de le spuneam că soțul m-ar fi oprit oricine. Dar... Ce vă este oare? De front vă depărtați. Eu? Fără întârziere. Cât mai curând plecați? Da! Cum? Căci... În trei sferturi de oră... Patru fie. Mai bine ar fi. Se poate. Rămân. E o bătălie. Cum? Prețioasa noastră dintre eroine? Sunt vara dumneavoastră de Bergerac, știți bine. Deschideți mâna în care-i Batista. Cum așa? N-avem drapel în trupă. Acum va flutura cel mai frumos din toate în fruntea gardei mele. Dar e prea mic. Însă... Din spumă de dantele. Plăcuță foc. La moarte m-aș duce bucuros. De-ar fi să am o nucă măcar acum de rost. Vorbiți de hrană față de atâta gingășie. Pe front e una iertare. Mi-e foame acum și mie. Fripturi și vinuri fine și prăjituri aș vrea. Să mi se dea mai iute. Dar cum să vi se dea? De unde să le aducem? Îmi cercetați trăsura. Cristian, o clipă. Da. Dacă Roxana îți va vorbi, știi de scrisori. Știu, spune. Ai face o prostie de te-ai mira. Cum asta? E bine să se știe, o, doamne. Foarte simplu. Și acum că prin vis mi-am amintit văzându-o, i-ai scris. Ei, da. I-ai scris mai des decât ai crede. De ce ai prins uimirea? Mă săcinasem doar să-ți tălmăcesc simțirea. Și-am scris de două, trei, de patru? Mai mult, ar fi... Atunci și-ar fi în orice zi? Da. Zilnic, de două ori pe zi. Și te îmbăta aceasta. Și cu așa beție de înfruntai chiar moartea. Plec, Roxana, să nu știe. Oh, Cristian. Și acum? Și acum când nimeni să-mi spui, pe drumul acesta spăimântător să-mi spui, prin soldățimea asta ursuză și haină, de ce ai venit încoace? Scrisorile-s de vină. Cum? Da, sunteți de vină. De tot ce am suferit. Scrisorile trimise, de ce m-au omețit? Gândiți-vă într-o lună câte am primit din ele, mereu tot mai frumoasă. Cum? Niște scrisorile de amor? Să taci! Nu poate să treacă nici prin gând. Te adoram. O, Doamne, e drept. Din seara când la geamul meu, cu o voce necunoscută încă ți-ai dezvelit în umbră simțirea ta adâncă.
Vin dar să-și cer iertare. Și ora când se încape să cer iertare, moartea fiind de noi aproape. Că ți-am adus insulta frivolă, nu-i așa? De a fi iubit în tine doar frumusețea ta. Și acum? Acum! Tu însuți te-ai întrecut, în fine. Și numai ce-i suflet, atât iubesc în tine. Roxana! Ador în tine fondul, pricepi și nu decorul, chiar fără strălucire. Taci! Ți-aș păstra amorul, de-ar fi chiar frumusețea s-o pierzi. Mi-i tot atât. Taci, nu spune asta. Ba da. Cum? Chiar urât. Urât. Ți-o jur. O, Doamne. Plăcerea ți-i profundă? Da. Ce-i? Nimic. O vorbă de spus. Într-o secundă... Dar... Vezi, de lângă dânsi și eu te-am făcut să pleci. Treci, dar de resurede în ceasul morții. Treci. Da. Cyrano, ce este figura ta? Ea nu mă mai iubește. Sigur te iubește. Nu. Sufletul atât am iubește. Nu. Ba da, încât ți-a dat iubirea. Și tu i-ai dat pe a ta. Eu? Știu. E drept. Te scoate din minți. Peste măsură. Eu spun de ce. Nu merge. De ce? Cu așa figură. Chiar slut i-aș fi drag. Dânsa ți-a spus-o. Negreșit. Oh, că ți-a spus-o asta, sunt foarte mulțumit. Dar nu, nu crede această iluzie nebună. Oricum, îmi pare bine că s-a gândit să spună. Cum? Să-ți ucid norocul, frumos fiindcă sunt, nu-i drept. Și eu de acum voi coborâ în mormânt pe al tău, fiindcă soarta mi-a hărăzit în toate, a exprimat mai lesne ce simți ca mine, poate? Da, vreau să fiu în totul iubit sau nici de cum. Mă duc până la capăt să văd cum merge acum tot postul. Și pe urmă revin. O fă să știe și apoi să hotărăsc. Te va alege. Fie. Roxana! Nu! Ce este? E important de spus. Cyrano vă așteaptă. Cum, important? S-a dus. Nimic. Dă importanță la lucruri prea ușoare. Ei, Doamne, îl cunoașteți. Cum? Se îndoiește oare de ce i-am spus acum? Părea neîncredințat. Sunteți convinsă oare că ați spus adevărat? Da. L-aș iubi într-una chiar... Văd că vă oprește în fața mea cuvântul. Dar știți, nu mă jignește. Chiar slut? Chiar slut. Se începe. Trag foc. Ați auzit? Chiar groaznic. Da, chiar groaznic. Pocit? Da, chiar pocit. Grotesc. Nimic nu poate grotesc să mi-l întoarcă. Dar l-ați iubit și atunci? Încă mai tare, parcă. Vai, vine fericirea. Să fie oare așa? Eu, mă ascultați, Roxana. Ce-i? Cristian. Ce aveți? Sfârșit de totul. Dânsii de ce au venit? Lăsați. Ce aveți de spus? Nimic. O, Doamne, mă întrebați ce aveam de spus? Nimic, vă jur. Vă jur, o, Doamnă, că sufletul... Că mintea lui Cristian înseamnă au fost, sunt neîntrecute. S-a sfârșit. O, Cristian! De focul întâi a fost slăvit. Scăpați-l! Scăpați-l! Roxana! Știe totul și tu ești cel iubit. Cristian, vorbește-mi. A murit. Simțesc cum se sfârșește. Obrazul lui alături de-al meu cum se răcește. Un plic îmi scrie. Scrisoarea mea. Roxana, ei se luptă. E mare. Și nu-mi rămâne decât să mor la fel. Căci fără să-și dea seama mă plânge acum în el. Final de prevestire. Fanfarele de ramă. Francezii, provizii se întorc de plăseamă. Mai țineți piept. Luați-o pe Roxana, fac o șarjă. Adio, dar, Roxana. E vântă și ce groaznic îmi sângerează rana. Curaj, băieți. Fiți siguri de noi, brav capitan. Răzbun doi morți, norocul pierdut și Cristian. Drapelii de danțele la luptă se revânte. Pe ei mușcați cu dinții, iar fluierul se cânte.
La moarte merg așa! Cadenții găscori, mușchetarii de castel Jalu Comandant! Ei vin și se bat ca strengarii! Cadenții ani de la moartea lui Cristian de Neuvillette. Roxana, retrasă la mănăstirea călugărițelor din Ordinul Crucii, de 15 ani poartă veștmânt cernit. E toamnă. Pe aleile parcului mănăstirii frunzișul e ruginiu și foșnește sub pașii trecătorilor. Ah, se apropie ceasul când tot de 15 ani în șir, în fiecare după amiază, la aceeași oră, trebuie să apară credinciosul prieten Cyrano. Numai că... Monsieur Lebré! Monsieur Lebré! Monsieur Lebré! Voiam acum o clipă pe amicul dumneavoastră să-l vizitez. În pripă îl văd ieșind de acasă. Dau să-l ajung. Fiind la câțiva pași de dânsul, în colț îl văd cotind. Fug după el. Deodată, să fie vreo întâmplare... De la un geam sub care trecea, văd un lacheu dând drumul unei bucăți de lemn. Laș, Cyrano. Mă apropii și văd ceva nedemn. E îngrozitor. Amicul, poetul de elită, zăcea pe jos în sânge cu țeasta găurită. E mort? Nu, însă, Doamne, l-am transportat la el. O, biata lui Odaie, plăcută nu-i de fel. Și suferă? Nu. Este căzut în grea absență. Un medic? Fosta unul, așa de complezență. Vai, Cyrano, sărmane. Roxanei bine ar fi cât mai târziu să-i spunem. Și medicul? Vorbi de friguri, de meninge, de viața amenințată. De l-ați vedea cu fruntea în pânze înfășurată. Să alergăm la dânsul. De nimeni nu-i vegheat. Și s-ar putea să moară de s-ar scula din pat. La dreapta, prin capelă, mai este, vom pe unde? Monsieur Lebré. Cum? Pleacă Lebré și nu-mi răspunde. Iar la gnoc basme de-a lui va fi venit. Septembrie se duce. Și ce frumos sfârșit. E clasicul fotoliu ce așteaptă primitor ca micul meu. Nu-i altul mai bun la vorbitor. Știu. Mulțumesc. E vremea când vine. Bate ceasul.
Gemul? E, unde? Ceasul bătu. Mă mir că pasul nu-i se aude încă. Nu-i punctual. Ciudat. La maică. Degetarul? Din nou s-o fi încercat să-l convertească. Ah, uite-l. S-a întârziat la poartă. Trebuie să vie curând. O frunză moartă. Nimic n-ar fi în stare. Sunt farfecele în sac. Să-l facă să nu vie. Monsieur de Bergerac. Știam. Nuanța e ștearsă, dar bine asortat. De lungă vreme, astăzi e pentru întâia oară că întârziați. Cum asta? Da, nemaipomenit. Am fost silit să întârzi, turbez. Ați fost silit? Da, de o vizită, la naibă de tot nepotrivită. Vă-l nepoftit, fuvere. Ba nu, o nepoftită. Și ați expediat-o? I-am spus-o hotărât. Scuzați-vă rog, dar asta zi sâmbătă, încât sunt așteptat aiurea și forța e majoră. Nimic nu mă oprește. Să treceți peste o oră. Persoana aceea astăzi mai mult va aștepta, căci până pe noptate de aici nu veți pleca. Momentul de plecare nu-i poate așa departe. Nu cred să-ți văd sfârșitul în veci. Mă așteptam ca gluma aceasta să revie. Cad frunze. Au din blondul venețian ceva. Priviți-le căderea. Ce bine cad așa. În drumul scurt, din ramuri până ce ating pământul, cu câtă frumusețe finală sting avântul. Și oricât de înspăimântate de putrezirea lor, pur în căderea asta o grație de zbor. Cum? Melancolic? Asta nu i-ar plăcea Roxanii? Lăsați să se despoaie de frunza lor, platanii. Și mai curând spuneți-mi ce-i nou. Gazeta mea. Bun. Sâmbăta trecută, mâncând dintr-o pertea de struguri, suveranul fu apucat de friguri. Pe dată, colanțet împuns de medici siguri, fu drept lez majestate tot răul condamnat și Augustul puls de atunci n-a mai febricitat. Duminică, la balul reginei luminară în totul 760 făclii de ceară. Luni, Ligdamira iar schimba amantul. Marți, curtea toată ziua fu la Fontainebleau. Lui de Fiescă, miercuri, Monglai a spus grăbită? Nu. Joi, Mancini în Franța, reginei socotită. Monglai lui de Fiescă îi spune vineri, da? Și în 26, azi, sâmbătă. Cumva, a leșinat? Ce este? Nimic, fiți liniștită. Dar... nu-i nimic, vă asigur. E rana învechită de la ras. Se întâmplă. Amice, negreșit, se va sfârși. Va trece și asta. S-a sfârșit. De rând scutit nu-i nimeni în viața lui Salman. Și a mea e încă vie. Colea e vechea rană. Colea e sub scrisoarea ce-a îngălbenit treptat, dar urmele de lacrimi și sânge le-a păstrat. Scrisoarea lui din vremuri apuse, n-ați spus oare că odată voi citi eu? Doriți acea scrisoare? Da, aș dori eu astăzi. Poftim. O pot citi? Citiți-o, dar
Roxana, adio. Voi muri. Cum tare? Cred că astăzi e ultima mea sclipire. Ce greu mi-apasă pieptul nespusă mea iubire. Și mor, și niciodată, și niciodată iar privirea îmbătată de voi și pusă. Cum îi citești scrisoare? Și pusă în sărbătoare, din zbor n-o să valinte mișcările ușoare. Revăd un gest al vostru de tot atrăgător când fruntea vă atingeți. Și aș vrea să strig de dor. Dar cum citiți scrisoarea? Amorul meu. Cu un glas ce parcă de altă dată în minte mi-a rămas. Nu mi-ați ieșit din suflet măcar nici o secundă. Și sunt și voi fi veșnic cu patimă profundă cel care să vă adore și după moarte. Cel... Dar cum citiți? E noapte și nu vedeți de fel. Și 14 ani de când păstrează tonul de vechea mic ce vine să facă pe bufon. Dar... Voi ați fost acel. Nu, nu, Roxana, nu. Și n-am simțit tot timpul că el se prefăcu. Scrisorile sa voastre. Nu. Voi mă fascinați cu stilul. Nu. Și vocea din noapte, voi erați. Vă jur că nu. Al vostru fu sufletul și plânsul. Nu v-am iubit. Văd bine că m-ați iubit. Fu dânsul. Ba m-ați iubit. Nu. Glasul acum v-a desmințit. Nu, scumpa mea iubire. Deloc nu v-am iubit. Câte lucruri moarte ce-au renăscut deodată. De ce ați tăcut o vreme atât de îndelungată, când în scrisoarea în care un rând de dânsul nu-i sunt lacrimile voastre, dar sângele e al lui? Atunci tăcerea asta atât de înălțătoare, cum de-ați fermat-o astăzi? Cum? Știam cu siguranță că este aici. Așa e. S-a omorât cu această venire, doamnă. Vai, deci leșinul acela pe când vorbea cu mine. E drept. Nu-mi completasem gazeta până la fine. Și în 26, azi, sâmbătă, curat, de Bejerac spre seară muri asasinat. Ce vreți să spuneți? Avut-ați iar vreo sfadă? Ați fost rănit? Ce înseamnă? În piept cu un vârf de spadă lovit de un dușman vrednic. Așa visam să mor. Ei da... Destinul însă e batjocoritor și am fost pândit mișelnic pe dindăret de o slugă ce m-a ucis trântindu-mi în cap o buturugă. E foarte bine. Totul, chiar moartea mi-am greșit. Ragănu, nu plânge așa nepotolit. Vă dau iubirea-n toată. Trăiți. În basme doare acest cuvânt de soare pe prinț de rânfioară și simte oriciune topindu-se. Dar eu, în ochii tăi, același voi rămânea mereu. Am fost nefericire, eu. Voi? Socot contrarul. Blândeții feminine nu-i cunoscusem harul. N-am fost plăcut nici mamei și soră n-am avut. De ochii de amantă ironici m-am temut. Voi singur pe lume mi-ați dat prietenie și-o rochie trecută prin viața mea pustie. Le Bre, mă-nalț de-acum în luna opalină, fără mai fi nevoie să fabric vreo mașină. Ce spuneți? Da, acolo voi fi de-acum trimis, netulburat să-mi aflu seninul paradis. Filozof și fizician, rima, lupta, muzician și călător aerian, a ripostat din tac în tac, amant, dar nu într-al său roman. S-a stins Hercule Savinian de Cyrano de Bergerac, ce-a fost nimic și tot în van. Nu pot să fac să aștepte, iertați, dar plec de aici. Priviți cum raza lunii veni să mă ridice. N-aș vrea de acum să plângeți cu mai puțin elan pe încântătorul, bunul, frumosul Cristian.
Dar când înghețul morții îmi va intra în vertebre, dați o îndoită normă broboadelor funebre, ca doliul său să fie și doliul meu puțin. Fășul. Nu în fotoliu. Nu. Singur mă susțin. Nimic decât copacul. Aci mă va răpune. S-apropie, mă încalță cu marmură și îmi pune mănuși de plumb. Sunt gata să vie. O aștept cu sabia în mână, stând în picioare, drept. Vai, Cyrano! Amici! Cutează la tot pasul, cutează cârna asta să-mi tot privească nasul. Ce spuneți? E zadarnic? Așa e, bineînțeles, dar nu te lupți într-una cu gândul la succes. E mai frumos atunci când știi că e zadarnic. Mă pândiți cu toții și mă urâți amarnic. Vă știu, sunteți umili cu sufletul vrăjmaș. Minciuna ține, ține și compromisul laș. Prejudecăți, tranzacții nu fac cu mișelia în veci, în veci. Iată că vine și prostia. Știu bine până la urmă că jos voi fi culcat, dar nu importă asta. Mă bat, mă bat, mă bat! Luați-mi tot, și lauri, și roze. Foarte bine, luați. Neatins de nimeni, tot voi purta cu mine ceva, ce când diseară la Domnul voi intra, cu un larg salut albastrul din prag va mătura. Ceva ce fără pată va flutura în sălașul etern, neatins de nimeni. Și e. Și e. Ați ascultat Cyrano de Bergerac, adaptare radiofonică după piesa lui Edmond Rostand. Traducere de Mihai Codreanu. Înregistrare realizată în anul 1958. Distribuția a fost următoarea. Cyrano de Bergerac, Radu Beligan, artist al poporului. Roxana, Dana Comnea. Christian de Neuviet, Gabriel Dănciulescu. Contele de Ghiș, Alexandru Critico, artist emerit. Raguno, Dem Savu. Lebre, Constantin Gheorghiu. Capitanul Castel Jalou, Nicolae Sireteanu, artist emerit. Linier, Florin Scărlătescu, artist emerit. Valver, Vasile Florescu. Montfleury, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Plicticosul, George Măruță, artist emerit. Marchizi, Constantin Lungeanu, Coti Hociung. Chighi, Constantin Brezeanu. Brizai, Corrado Negreanu. Bătrâna de Dacă, Marieta Rareș, artistă emerită. Liza, Dodi Caian. În alte roluri, Alexandra Ianu Pascu, Astra Dan, Emilia Manta, Mircea Constantinescu, artist emerit, Nene Matei, Benedict Dabija, Sandu Sticlaru, Octavian Cotescu, Nicolae Meicu, Petrică Vasilescu, Sorin Balaban, Ion Pascu. Evocatorul, Paul Sava. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Nal Toscanii.